Bună ziua, dragii mei, și bun găsit la o nouă etalare. Astăzi vreau să fac o etalare interactivă, o etalare care se va baza pe întrebarea ce sentimente are persoana la care eu mă gândesc, persoana specială pentru mine acum. Deci acum când voi vă uitați la acest videoclip, indiferent de momentul în care vedeți acest videoclip, da? Dacă vă doriți să participați la această etalare interactivă, trebuie să vă alegeți între cele trei inimioare, una dintre cele trei variante. Varianta primă cu inimioara mov, varianta a doua inimioara albă și varianta a treia inimioara verde. Voi scoate câte o carte pentru energia dumneavoastră, energia persoanei respective și vom începe, bineînțeles, cu cei care au ales varianta portocalie. Haideți să vedem așadar ce sentimente are această persoană pentru voi. Energia dumneavoastră, energia persoanei respective. Oh. Această persoană se pare că manifestă unele lucruri în viața sa. Fie este o persoană credincioasă, fie își dorește anumite lucruri, visează la ceva, creează ceva, dragii mei. Această persoană creează ceva pentru voi, da? Pentru propria persoană. Se roagă, vedeți, ca lucrurile să fie, vedeți, aici sunt două lămâi, aici arată visul sau manifestarea sa, dumneavoastră doriți ca să reînviați această conexiune, poate sunteți mulți dintre voi separați, poate există separare între dumneavoastră și această persoană, da, în prezent și să vă doriți ca lucrurile să evolueze, dar într-o manieră în care voi știți că este pe placul vostru, da? Nu vă doriți orice altceva, nu mai acceptați multe lucruri. Și mesajul pe care dumneavoastră vreți să îl transmiteți persoanei respective este că voi sunteți cu totul altă persoană decât această persoană la care voi vă gândiți credea, da? Este timpul pentru voi, eu simt aici, ca să schimbați un pic scenariul cu această persoană, vedeți? Prin această iarbă, vedeți? Grâul care crește, această rădăcină care este deja pierdută. Pentru mine, cartea aceasta denotă o schimbare. O schimbare la care voi trebuie să vă gândiți. Să schimbați tactica vis-a-vis de această persoană. Vă doriți să deveniți independent, independentă. Doriți să nu vă mai gândiți la această persoană, doriți să vă vedeți de viața dumneavoastră, nu că nu v-ați vedea, nu că nu v-ați dori, dar este ceva mai presus de dumneavoastră care face în așa fel încât orice ați face, în momentul de față, gândul vă fuge către el sau ea. Dar dumneavoastră trebuie să vă găsiți adevărul, pentru că în prezent trăiți un moment de nesiguranță, iar voi nu erați așa. Da? Voi trebuie să vă găsiți pacea, trebuie să vă găsiți curajul să faceți această schimbare. S-ar putea ca o parte dintre voi să vizitați o țară străină, altă țară de unde sunteți în prezent, da? Să mergeți pentru a vizita această țară. Nu știu despre ce este vorba, poate vă gândiți, poate are legătură cu persoana respectivă, poate asta vreți voi și asta v-ar face pe voi să, eu știu, să vă luați gândul de la această persoană, să vă concentrați pe propria creștere, vă doriți expansiune, iar dincolo, el sau ea, puțin contează sexul, dumneavoastră știți cu cine aveți de a face, se gândește foarte mult la
rugăciunile pe care le-a făcut, la afirmațiile, la manifestațiile pe care le-a făcut către Univers și își dorește ca acestea să fie, cum să vă zic, să fie ascultate de către Univers. Și această limonadă, vedeți, care este deja aici prezentă, vedeți, sunt două lămâine tăiate și o limonadă deja făcută. Această limonadă care este deja făcută reprezintă planul acestei persoane. Da? Planul acestei persoane, vedeți, are deja un plan. Planul său este foarte mare, este o creștere. Și dacă această persoană se gândește că, eu știu, separându-se de dumneavoastră și-ar găsi un alt drum sau ar fi altceva, vedeți că sunt două imagini diferite la care se gândește această persoană, două drumuri, o alegere de făcut, cu alte cuvinte, se gândește, de fapt știe și a înțeles că orice ar face și dacă se abate de la drumul cel drept, întotdeauna va fi trimis sau trimisă acolo unde trebuie, pe drumul care trebuie. Și am înțeles că orice gând puternic vine dintr-o în urma unei rugăciuni, gânduri pozitive, gânduri mărețe. Simte că rugăciunile îl ajută sau o ajută pe această persoană și s-ar putea ca până acum să nu fi fost concentrat, concentrată către spiritualitate, către religie, către, da, către rugăciune, iar acum își dorește să facă lucrul acesta în mod activ, pentru a avea claritate, pentru a fi cât mai autentică, pentru a nu mai pluti în derivă și a nu ști ceea ce își dorește, ceea ce vrea să facă. Și persoana respectivă, vă spun că ea urmează drumul rugăciunilor, adică acolo unde destinul o duce sau îl duce, nu se mai împotrivește și își găsește, are o împlinire, da? Această persoană are o împlinire anume, are o satisfacție anume, da? Haideți să vedem, totuși, aceasta este energia momentului, da? Când voi vă uitați, pentru cei care ați ales varianta 1, haideți să vedem care sunt sentimentele acestei persoane pentru voi în acest moment. Această carte s-a întors, ia uitați-vă, vedeți? Am spus bine când m-am referit la faptul că nu mai sunteți împreună, își dorește împăcare, persoana respectivă vă caută. Își dorește această împăcare, nu vrea să părăsiți această conexiune, nu își dorește acest lucru. Vă simte un pic independenți, un pic că v-ați găsit calea fără ca să mai stați mult pe gânduri și să includeți, să o sau să îl includeți în această creștere la care dumneavoastră vreți, pe care dumneavoastră vreți să o aveți. Se întreabă acum, oare merit dragostea ta? Deci persoana aceasta știe că dumneavoastră ați avut sentimente, dar simte că vreți să deveniți independent, independentă, că v-ați săturat de așteptare, v-ați săturat de faptul că nu vă oferă ceea ce voi vă doriți. Și asta vedeți pentru că i-a fost teamă. I-a fost teamă această ofertă pe care voi o așteptați de la el sau ea este prea riscantă pentru persoana aceasta în acest moment. Asta v-ar spune, însă își dorește această împăcare. Da? Sentimentele sale pentru voi sunt mai mult de prietenie. Da, de vă cere ajutorul să nu îl sau să o abandonați. Sentimentele sale pentru voi se reflectă în jurul său și nu a dumneavoastră. Această persoană vrea să se reîntoarcă în viața voastră pentru că are nevoie de voi
și nu pentru că voi aveți nevoie de această persoană, nu. Simt că se gândește la propria persoană, este un pic egocentrist, are un egoism aparte, s-ar putea să fie destabilită din punct de vedere emoțional această persoană la care voi vă gândiți, de unde și aceste rugăciuni pe care încearcă să le facă, să intre în această viață activă, să nu se mai împotrivească destinul și să meargă acolo unde destinul îl conduce sau o conduce. Știe că dumneavoastră ați avut sentimente de iubire, știe că nu merită iubirea asta a dumneavoastră și tocmai de ce? Pentru că este o diferență. Nu văd că această iubire este împărtășită atât cât dumneavoastră îl sau o iubiți. Deci s-ar putea să existe aceste sentimente, dar nu la fel de active și nu la fel de mari, nu la fel de, de împlinite ca în inima dumneavoastră. Asta simt, asta vă spun. Deci asta ar fi pentru cei care ați ales prima variantă. Haideți să trecem la varianta a doua, cei care ați ales piatra aceasta albă. Două secunde că mi-e sete. Să vedem ce sentimente are această persoană pentru voi în acest moment. Ce sentimente are? Care este energia dumneavoastră? Care este energia persoanei la care voi vă gândiți? Și ce sentimente are pentru voi energia dumneavoastră? Energia persoanei respective. Ok. La dumneavoastră simt că vă gândiți la destin. Probabil vă gândiți dacă această persoană este în destinul vostru sau nu. Vedeți? Simt o diferență între voi și această persoană. Voi ați evoluat foarte mult din punct de vedere spiritual, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere al conexiunii voastre cu universul. Această persoană a făcut în așa fel încât voi să ieșiți din troarie în care ați trăit până acum și să intrați parcă într-o altă dimensiune. Sunteți mult mai activ din punct de vedere spiritual, energetic, vibrațional, înțelegeți viața altfel, ați înțeles că în fiecare dintre voi există un ghid, în fiecare dintre noi ca și indivizi există un ghid interior. Și ce ați mai înțeles este faptul că împreună cu această persoană sunteți mult mai puternică decât singur sau singură. Vreți să luați un risc în ceea ce privește persoana respectivă. La asta vă gândiți voi acum. Acest risc este legat să obțineți în viață, acum, da? Lucruri pe care voi le decideți. Adică să fie așa cum vă doriți voi. Și sunteți dispuși să faceți anumite sacrificii pentru a avea ceea ce vă doriți. Însă, vă gândiți la ceea ce aveți voi nevoie. Ce unelte, în ghilimele, aveți voi nevoie? Ce ingrediente vă lipsesc sau de ce ingrediente aveți nevoie să constituiți dorința voastră și să vă creați propriul destin. Vă mai întrebați de asemenea, sunteți gata să înfruntați soarta, să înfruntați destinul vostru, pentru că simțiți că vine, simțiți o schimbare. Iar ceea ce simțiți voi pentru persoana aceasta este o dragoste adevărată, o dragoste pură. Aveți gânduri pozitive. Însă aveți în același timp abilitatea să vă schimbați pentru și în numele acestei iubiri care o purtați pentru această persoană, aveți abilitatea să vă schimbați. Destin, soartă, dragoste, iubire, asta sunt sentimentele voastre pentru această persoană și gândul dumneavoastră către el sau ea în acest moment.
cealaltă persoană, persoana la care voi vă gândiți, nu este pe aceeași lungime de undă ca voi, însă nu este gata să își asume aceste riscuri ca și voi, în sensul că această persoană crede și ea în destin, da? Ea sau el, nu contează sexul, însă crede în destin, crede în soartă și își spune așa: nu am nevoie să mă preocup de nimic, să-mi fac griji pentru nimic, căci ceea ce va fi, va fi. Ceea ce este destinat mie, ceea ce este destinat nouă să ni se întâmple, se va întâmpla. Este nerăbdătoare, da? Este nerăbdătoare această persoană să vă vadă, dar se mai întreabă: sunt sincer cu mine? Sunt sincer sau sunt sincere cu mine? Se întreabă dacă forțează lucrurile și asta în legătură cu dumneavoastră, dacă vă forțează cu ceva această persoană, pentru că aici simt că există o barieră. Ori această barieră este constituită din alte persoane, ori ceva se întâmplă, ceva este între voi doi, cineva sau o situație anume, pentru că voi vă gândiți la un risc să vă sacrificați, să nu vă mai fie teamă de destin, deci să faceți o acțiune vis-a-vis de această persoană, iar această persoană este nerăbdătoare ca dumneavoastră să faceți această acțiune, dar este teamă ca să nu vă forțeze cu nimic, da? Este teamă să nu vă forțeze cu nimic, este teamă că nu vrea ca din cauza lui sau a ei dumneavoastră să luați o decizie pripită și să nu vă forțeze cu absolut nimic. Se simte ca și cum v-ar fi pus, știți, v-ar fi amenințat cu ceva și v-ar zice: gata, acum ia o decizie. Parcă așa simte această tensiune a dumneavoastră. Însă își dorește să aibă succes, dar prin răbdare. Nu prin această nerăbdare pe care o are ca să vă vadă, ca să vă atingă, ca să fiți alături, să fiți împreună, da? Va avea o revelație această persoană în legătură cu voi. Ce să facă, ce se întâmplă cu voi, orice caz este iubire. Ia uitați, cartea aceasta a căzut ea singură. Deci, ce sentimente are această persoană pentru voi? Teama de a vă iubi. Este frică să vă iubească. Poate nu știe cum este să fie iubit, iubită, poate nu a fost iubit, iubită niciodată așa cum a simțit iubirea noastră. Însă, acest succes pe care îl va avea persoana respectivă așteptând este legat și de creșterea sa interioară, legat de alungarea fricii, de iubire, pentru că va înțelege că fiind vulnerabilă, își va pregăti inima pentru a accepta dragostea voastră și a vă oferi în schimb, pentru că așa se creează acest schimb de energie între voi doi. Da? Haideți să vedem ce va spune această persoană, ce ar vrea să vă spună și poate nu v-a spus până acum, da? Ar vrea să vă spună că parcă oriunde merge, oriunde se duce, vă vede chipul. Da? Cu oricine s-ar întâlni, cu oricine ar discuta, își amintește de dumneavoastră. Vă vede în alți oameni, da? Oriunde s-ar duce. Ia să vedem de ce. Pentru că sunteți suflete pereche sau suflete gemene. Vă simte foarte mult energia. Această persoană vă simte energia. Foarte frumos, da? Foarte frumos. Deci, astea sunt sentimentele persoanei respective. Dacă vă îndoiați de ceva, nu. Deci, nu ar trebui să vă îndoiți. Această persoană vă iubește. Însă este teamă. Haideți să vedem ultima variantă pentru cei care ați ales piatra verde.
să vedem energia dumneavoastră, energia persoanei respective în acest moment. Etalare valabilă ori de câte ori voi vă uitați la acest videoclip. Da? Ok. La dumneavoastră aici văd... Văd o tristețe, o suferință, o suferință pentru că ați pierdut această persoană dragă. Și parcă vă gândiți că acest doliu pe care îl faceți este doliul iubirii dumneavoastră pe care ați purtat-o pentru această persoană și acum nu mai aveți unde și cui oferi această iubire, pentru că persoana aceasta nu mai este în viața voastră. Vă întrebați acum ce vedeți în inima dumneavoastră, pentru că aveți tendința să spuneți nu mai iubesc această persoană. Nu mai mă interesează, nu o mai iubesc, da? Iar acest doliu pe care l-ați făcut acestei iubiri, simțiți că vă oprește din a progresa. Dar eu vă spun, vă este dor de această persoană, vă este dor teribil și vă simțiți extrem de trist. Știți că voi sau persoana respectivă ați pus capăt, dar nu v-a fost teamă, ați știut, pentru că simt că sunteți voi cei care ați plecat, iar dacă sunteți voi cei care ați făcut acest lucru, ați știut că veți suferi, dar a trebuit să faceți așa, da? Ați acționat pentru că nu se mai putea. În stadiul în care erați voi doi, lucrurile nu mai puteau continua în acea manieră și atunci ați preferat să plecați pentru că a fost foarte multă suferință și așa. Și atunci mai bine ați zis, mai bine sufăr singură decât împreună cu această persoană, ceva de genul ăsta. Dar începe procesul de vindecare în interiorul vostru. Iar iubirea este la orizont, vă spun clar că iubirea este la orizont. Nu știu dacă vedeți în această poză aici, în dreapta sus este un porumbel, deci există comunicare, există claritate, există dragoste la orizont. Iar voi știți lucrul acesta, dar aveți o tristețe apăsătoare pentru că vă este dor de această persoană. Știți cine este persoana respectivă în sensul că știți că nu vă poate... Da, mai mult decât ceea ce v-a oferit în momentul în care voi ați decis să plecați, să rupeți această relație și n-ați mai putut să acceptați lucrul ăsta și atunci ați plecat, dar vă este dor de ea sau el, da? Veți fi vulnerabili, ați fost vulnerabili și veți fi vulnerabili. Eu nu văd că nu veți mai vorbi cu această persoană. Eu văd că va exista iubire, că va exista o relație frumoasă, o relație sigură, că va exista din nou vulnerabilitatea dumneavoastră vis-a-vis de el sau ea. Nu văd că veți renunța. Nu văd. V-ați dorit, ați încercat, dar nu văd că veți putea, nu văd că veți renunța. Nu văd, nu, nu. Persoana cealaltă la care voi vă gândiți știe că este mult mai mult decât ceea ce gândește ea sau el despre propria persoană. Și că are un magnetism personal care îl va folosi
pentru a vă atrage din nou în viața sa. Și își va folosi acest magnetism personal, în ghilimele, pentru a străluci din nou. Crede în miracole. Este o persoană care crede în miracole, care nu acceptă sau nu mai acceptă, eu știu, iubirea dumneavoastră, nu mai acceptă ceea ce îi spuneți, și își utilizează energia în altă parte, către el sau ea, pentru a străluci. S-ar putea să fie de o altă religie, de o altă naționalitate. Este teamă, cere ghidul unor persoane, poate din anturajul său sau al ghidul Universului, al lui Dumnezeu. Este o persoană credincioasă, religioasă în maniera sa, însă nu vrea dragostea aceasta, se uită în altă parte. Se uită în altă parte pentru că este teamă, da? Persoanei acestea este teamă în prezent. Haideți totuși să vedem care sunt sentimentele sale pentru voi acum. Deci văd că dacă cumva dumneavoastră vreți să recomunicați cu această persoană, nu cred că o să mai accepte sau nu pentru moment. Se gândește în altă parte, o alegere are de făcut, o alegere între parcă două persoane. Haideți să vedem care sunt sentimentele sale. Vrea să... Nu vrea să vă... Să plecați din viața sa. Nu vrea. Dar nu știu de ce simt că nu va mai asculta dacă ea spune te iubesc sau lucruri de genul ăsta. Este teamă, va fi în defensivă dacă dumneavoastră veniți cu această ofertă din nou de iubire. Este frică de această iubire persoanei respective, este frică. Dacă cumva îi spuneți te iubesc, nu o să vă mai creadă. Nu o să vă mai creadă pentru că ați plecat. Ia să vedem ce v-a spune. Ar spune că vă simte, că sunteți conectați într-o altă dimensiune, că vă gândiți unul la celălalt. Da. Haideți să vedem de ce teama, de ce este legată. Este legată de iubire, de ce? Este foarte greu. Este foarte greu și lui sau ei în acest moment. Așa cum vă este dumneavoastră și acestei persoane, este greu. Dar are încredere în soartă, în destin, în ceea ce este destinat. Ori destinul său îl simte în altă parte, poate are familie, are, înțelegeți? Însă deconectat cu dumneavoastră este încă conectat sau conectată, da? Dar este foarte greu fără voi. Așa cum vouă este, așa este greu și persoanei respective. Și ar dori să fugă în lume cu voi undeva. Dar n-ar mai accepta. Dacă cumva îi spuneți te iubesc sau n-ar mai accepta să-i spuneți lucrul ăsta pentru că nu o să vă creadă. Dar persoana aceasta are plăcere de a fi alături de voi. Sunt clipe puține, momente puține, câteva ore, seara, noaptea pe care le petreceați împreună, după care vă separați, iar... Acele clipe erau magice pentru persoana respectivă și nu că se gândește la aceste clipe, dar asta simte încă magia acelor momente frumoase pe care le-ați petrecut împreună. Are plăcerea aceea de a fi cu dumneavoastră.
Da. Nu știu dacă este iubire, dar are acea plăcere. Însă e o persoană care crede foarte mult în soartă, în destin și gândește că destinul sau soarta sa e în altă parte, probabil acolo unde este acum, nu știu. Da? Dragii mei, aceasta este etalarea care v-am propus-o. Sper să fi găsit elemente interesante. Vă mulțumesc tuturor pentru vizualizări. Vă iubesc și vă doresc tot binele din lume. La revedere, dragii mei!